Traficul pe centura Oradea a fost astăzi îngreunat de șoferii de tiruri care protestează din cauza tarifelor RCA. Aceștia au circulat cu viteze reduse, claxonând în semn de protest. În unele zone, circulația a fost chiar blocată. Transportatorii au circulat cu viteză redusă, claxonând astăzi pe șosea de centura municipiului Oradea în semn de protest față de valoarea asigurărilor RCA, astfel că traficul a fost îngreunat. Mașinile protestatarilor au lipite pe parbrize afișe cu mesajul protest RCA, iar șoferii claxonează și circulă cu 10-15 km la oră, iar cozile se întind pe mai mulți kilometri, traficul desfășurându-se cu dificultate. Protestul a ajuns deja la nivel național, astfel că transportatorii au anunțat un protest național în 16 septembrie, iar din 16 august au făcut apel ca toate autovehiculele de marfă să reducă viteza de circulație în întreaga țară până la limita evitării oricărui pericol timp de minim 2 ore, între 10 și 12.